Salutare, dragilor, și bine ați venit. După cum știți, sunt Lumina Gaming, fac training simulator și astăzi vreau să fac un tutorial în care să vă arăt cum se pornește o locomotivă electrică cu e-call și o locomotivă electrică clasică, o locomotivă DA, o locomotivă General Motors și un LDH. Așadar, haideți să începem. Pentru început, să pornim locomotiva electrică cu e-call. După cum știți, avem nevoie să conectăm bateria. După ce am conectat bateria, pornim compresorul auxiliar de pe acest buton. Am pornit compresorul auxiliar. După ce am pornit compresorul auxiliar, așteptăm să se facă presiunea în rezervorul principal de 6 bar pentru ridicarea pantografului și conectarea disjunctorului. Vedem aici că presiunea crește. Avem deja în rezervorul principal, avem deja aproape 5 bari. A făcut presiunea de 6 bar în rezervorul principal și putem ridica pantograful. După cum ați văzut, pantograful e ridicat. Acum mergem și oprim compresorul auxiliar. Am oprit compresorul auxiliar. Avem presiunea în rezervorul principal, deci putem conecta disjunctorul. Am conectat disjunctorul. Disjunctorul, inclusiv pantograful, pot acționa și ridica de pe tasta P, litera P. După ce am conectat disjunctorul, dăm drumul la compresor litera C de pe tastatură. Am pornit compresorul. După ce pornim compresorul, dăm drumul la ventilație de pe tastatură litera V sau din cabină de pe acest buton. După cum auziți, ventilația s-a pornit. Deblocăm KD2-ul pentru frânarea trenului. Îl punem în poziție de alimentare. După care răsucim cheia de activare post. După activarea postului, dăm maneta inversor pe înainte, dacă vrem să mergem înainte. O să ne atenționeze că avem instalația de induș activă. Dacă doriți să dezactivați DSV-ul și instalația de induș, o facem din butonul anulare DSV. Sus în colț în dreapta ne-a apărut DSV anulat. Pentru anularea instalației de induș,
Avem aici, în partea stângă, butoanele pentru siguranță, izolare, induș. După cum vedem, ne apare în dreapta sus instalație de induș izolată. Pentru pornirea iluminării instrumentelor și a lămpilor din față, avem aici butonul faruri. Așadar, ne-am pornit iluminarea instrumentelor și farurile. Nu în ultimul timp, pentru plecarea de pe loc a locomotivei, trebuie să lăsăm frâna de mână. După cum vedeți, am lăsat frâna de mână. Ne apare aici, păi lăsată. Așadar, locomotiva e pregătită pentru plecare la drum.